Aoleu, e chat-ul pe ecran. Uitat să modific. Ce ziceți chat? Bă, dar se vede urât chat-ul ăla, mă, acolo. Aia zic. Ce faceți, băi nebunilor? Merge treaba. Avem și noi alerte, avem tot ce trebuie. Hello, babe. Hello, hello, iubire. Să fii iubit. Ce faceți, mă, chat? Bă, de când nu mai ne-am văzut? Să mă bată tata să dea cu sete în mine. Nu merge nici mie, deci nu merge. Ia. Ce p***a mea asta? Nu vă alarmați? Că acum am uit să rezolvăm. Donații, links tu. Și ce ar trebui să dau? Linkul de PayPal? Aveți idee? Am pornit stream-ul să-l ajutăm noi, că nu știe, bă, jur. Te uiți la tutoriale pe direct sub plinitorul de tic. Ce bună e asta. Eu sunt gras și sunt mai slab ca tine. Da, dar eu și super înalt, am 2,60. Și pentru că mulți m-ați întrebat, a revenit pe stream. Deja aveți aer de vedetă, mă ignorați. V-am întrebat mai sus cum e viața de ca. Te pup, tu ești numărul 1. Frumos, mă recunosc că oameni mai în vârstă și cumva mă bucură că vin, domne, așa, și tu ești zi-mă ăla. Da, tare right. Îți dăm noi niște link-uri. Nu-mi dați voi link-uri, că mi-ați mai dat voi link-uri. Și m-ați rezolvat. Lengel Oda Shaormei. Vreți voi să ne uităm la așa ceva? Nu știu că a scos melodie, dar eu nu m-am uitat. Gaia, stai un pic. A scos o carte? Chiar a scos o carte? Există o carte scrisă de Lengel, Oda Shaormei? E cu poezii? Zi, mă, să muriți voi, adevărat a scos o carte Ionuț Lengel? E prin librării, nu pot să cred. Albă la exterior, colorată, înflorată. Când te uiți pe interior, multitudinea. Când e m**i șoferul de tramvai și nu vrea. Când doar de aiurea vad manu cu tine. Bă, da. Într-adevăr, am fost surprins. Auzi-l pe ăsta întrebarea, scos Abi piesă. Ce faci, frate, cu viața ta? Cred că e locul 1 în trending. Zici că e 6ix9ine cu barba. Zici că e combinație în capitanul bar, nu Barbosa, sau Barbosa era ala? David Jones, cred că. Da, cred că David Jones. Bă, da, Caterinca. Dar oricum, pe piesa asta Abi e top. Țiganul e frumos. Eu mă bucur foarte tare că a revenit Abi în industrie. Sincer, mi se pare că era cazul. Chiar nu știam ce mai face. Mă bucur foarte tare pentru el. Ce, bă, ați mai stat asta cu evoluția lui Alvarez? 26 de minute. Vreți să ne uităm la asta? E bun clip, uite, a zis toată lumea că e bun clip, ne uităm și gata, e prea haos aici. Am să vezi evoluția creatorilor de conținut, antreprenorilor, artiștilor, chiar și a trepărilor. Aveți noroc azi pentru că omul despre care vorbim le-a făcut pe toate. Yes. E Alex Alvarez. Azi lansez primul episod dintr-o serie nouă în care o să ne uităm la evoluția personalităților de pe internet. Stați până la sfârșit dacă vreți să vedeți cum Alex Alvarez a ajuns de la dragoste neînțeleasă, felul în care mă tratezi în ultimul timp. Mai zic că Alex Alvarez a colaborat cu un OG al rapului românesc. Are o piesă cu un artist care a colaborat cu Ombladon, cu Specii, a apărut pe albumul Ușile, de-aia vă zic, stați până la sfârșit. Vreți să presupunem ce... dacă îmi dați spoiler, eu nu mai fac stream niciodată. Că o să aflați multe. E o serie nouă, băgați și voi un like pentru susținere ca să iasă cât mai multe episoade. Și scrieți mai jos despre cine mai vreți clip. Evoluția cui? Tare, Morovision. Tare. Cum le face așa și cu editul și cu tot. Chiar e jacker. Cred că e lejer. Top 2 cel mai bun YouTuber de la noi. A lăsat loc de unul ca să nu se supere. Da, bun. Da, am un pix. Da, am un măr. Ah, măr într-un pix. Perioada cu... Ce-a fost asta? Băi, nici n-am încercat. Am crezut că face ceva care o dumă, o chestie. Wow. Ce f***a mea.
Bă, eu recunosc, am ratat foarte mult din YouTube. Mi se pare că în ultimul timp parcă am început să mai... Da, adică știam că au fost probleme, dar nu știam. Asta e pe bune? Balloon Challenge? Așa se numește? Gen asta, așa te joci cu baloanele? Sau așa se juca lumea cu baloanele? Eu n-am... Simtă tensiunea aia în aer, știți voi. Oh! Ce f***a mea? Păi și ai voie să pui asta pe YouTube? Okay. Alvarez a colaborat pe o piesă cu un OG al rapului. V-am zis la început, OG care apare și pe album. E ca cardul ăla la FIFA. Român? ST? Dar are și piesă cu un Bladon și alți rap. Specii? E vorba de are Racu. Cu Bladon? El împreună cu Alvarez au scos piesa măcar o dată. O piesă de dragoste foarte... Deci chiar are piesă cu Racu, c***e. The Basic, întrebarea e cum de s-a întâmplat colabul. Aparent, Alvarez e mai hip-hop decât credeam. Acum hei, acum mă vrei. Ai dat timp înapoi să mă iei. Fiindcă ai văzut că mi-e bine și pot să fiu fără tine, ok? Singurică la un vin roze. După ce ți-ai luat papucii din nou gen, cauți medicamentul prin poze. Sun la pansament că moralul jos e. În 2020. Doar din ce am auzit până acum, pare ok. Pare ok. Vreau să vă reamintesc că urmează să murim. Dragă-le. Yikes. Damn. Pentru Eurovision, pentru clip, pentru cine a editat, pentru tot. Foarte șmecher. Foarte tare clipul. Chiar nu vine să cred, a trecut atât de repede, adică a fost foarte mișto. Colaborări cu streamer de pe Twitch. Bă, da, eu aș chema. Faza e că mi-am luat obiectivul ăsta mai wide și mi-ar plăcea foarte mult să mai vină oameni pe aici să facem stream împreună, pentru că acum cu obiectivul ăsta încăpem. Dar e un pic ciudat așa că e la mine acasă, adică și treci prin toată casa până ajungi în camera asta. Bine că e și mare rău de tot, 60 de metri pătrați. Da, cu ce replica ai cucerit o fată în 2023? Cred că cu nicio replică, sincer, cred că toată lumea s-a săturat să audă replici. Te duci la ea și te prezinți. Și dacă zice și acum te cheamă, nu știu, înseamnă că ai ajuns deja la o altă bază, trebuie să întrebi bărbați mai pricepuți. Cum ar fi? Salut, sunt Andrei și astăzi zic că eu sunt Ana. Ah, căcat. Și să fugi așa panic. Dacă îi zice și acum te cheamă, îi dai groșie. Nu, dacă te duci la o fată și zici bună sunt Andrei și aici bună sunt Ana, faci mamă ce greu e să moară familia. Dragnea, n-ai mai postat, mi-era foame. Și mie mi-era, băgați în farfurii în chat. Hai tat, hai tat. Primul din neamul lui care se joacă pe PC, da. Bă, vă rog eu să jucăm overpass, nu nuke, vă rog, că la nuke ăla nu înțeleg. Hai să-mi ba, niciodată nu înțeleg la nuke dacă e A sau B. Bine pătras. Trebuie să mă încălzesc un pic, să mă încălzesc un pic. Mamă, sper să nu zic ăștia căcaturi, cum pot să le dau mut la toți? Hello! Ah, l-am văzut târziu, mă uit eu așa la meciul ăsta și am impresia că nu se întâmplă. Am așa un feeling că nu se întâmplă meciul ăsta. Știu eu aici o ascunzătoare. Coaie, dă-te-n p***a mea cum a tras. Nu, f***a-ți, mamă ce l-am ratat. Ia fiți atenți la grenada asta obraznică. Bine atunci. Coaie, cum? Nu vă aud, frate, cuvintele voastre, nu mă pot, mă pot răni. Am dat kill-ul, am dat kill-ul. Se vede că jucai bine, se vede, se vede, se vede. Frate, sunt, important e să nu fim pe ultimul loc, încă suntem, mai puțin. Și runda asta ar trebui să avem și noi bani de armă puternică, știți ce zic? Știți ce zic? Fiți atenți, mâncava și gura voastră, că s-a terminat. Normal, odată mi-au și o AVP, odată mi-au. Sunt toți A sau B? Normal că s-a. V-am zis că niciodată nu înțeleg aici. Aia m-am dat imediat la o parte.
Toată lumea știe că asta e hartă de tero. Ok, guys, big strategy, all go B. Trust me, go B down. Asta vreau să văd. Aoleu! Dacă vă dau strategiile mele, voi amintea razna. A rămas singur, nu-i problemă. N-a fost bună strategia, adică a fost, dar n-am tras eu bine. Aoleu! Băga mea și... Nu! Cu i-am dat, băga mea și p***a! Ai potențial de jucător pro, ce vârstă ziceai că ai? Fac 28 în curând. Mai e loc acolo la mondialul de CS? De fapt nu, stai că n-am cu scop nimic. În general n-am scop. Asta vreau să văd. Ce pula mea că i-am dat f***ul jocul, mădi! Ce loc? 3, tot e bine. Cel mai bun de la tine de pe scaun. Hai să mai dăm unul. Cum ar fi să jucăm iar nuke? Mi-e rău. Mi-e rău. Las doi când baci, când pică. Asta zic, hai că pe Inferno sunt mult mai bun. O să vedeți că e total diferit. Asta zic, bravo. N-am avut kill-uri, dar important este că și nu am pierdut. Se vede diferența. Asta vreau să... Bă, ce nenorociți. Se vede diferența. Frate, am 0 cu 0 cu 0. Nu poți să zici că am pierdut? Poți să zici că am jucat prost domnul asta? Ce să fac? Ce să fac eu dacă colegii mei joacă în halul ăsta? Mă simt ca băiatul ăla, știi, de doar se prezintă la proiect. N-am ce să fac. Ii măcar. Aoleu! Aoleu! Facem o manevră aici? Facem o schemă? Credeți că prind pe cineva? Pare că ai fi bun la Candy Crush. Când s-a plictisit să-i omoare pe adversarii, a luat la gloanțe pe ei lui. Oleu! Stai să ții mâinile așa, se pare că eu am făcut. Oh-ho-ho! Scrie undeva, se prinde lumea dacă pun asta. Unde fugi? Vă văd, frate, când vreți să jucați și voi CS la un nivel din ăsta, cu mare drag. Ha! Nu e mă ca la tenis de picior, la 9-1 nu-i scoatem? Sau la ping-pong, la ce era? Ce dracu-s prost așa, mă, c***a, nu sunt stare să joc nimic! Dă-te-n p***a! Parcă avea AWP pe runda trecută. Nu, nu! Ce-au făcut, mă? A, s-a terminat? Sincer, chiar mai aveam chef să le rup gura un pic. A, s-a terminat tot meciul? Bine atunci. Bă, a fost un meci, orice zice. Sufletele mele calde și frumoase, vă mulțumesc din suflet că ați stat cu mine pe live. I-am cărat și pe ăștia exact. Ne vedem la anul, asta e ce așteptam în chat, cel mai probabil. Hai! 3, 2, 1, am o surpriză pentru voi, în linkul de mai jos. 12.000 la fiecare live.